Romani, capitolul 13. Toți să se supună autorităților care vă conduc, pentru că nu există stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt, sunt rânduite de Dumnezeu. Prin urmare, cel care se împotrivește autorității, se împotrivește poruncii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc vor primi o sândă. Căci conducătorii nu sunt de temut pentru cei care fac fapte bune, ci pentru cei care fac fapte rele. Vrei deci să nu-ți fie teamă de stăpânire? Fă binele și vei fi lăudat de către aceasta, fiindcă ea este în slujba lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, fiindcă nu în zadar poartă sabia, căci ea este în slujba lui Dumnezeu, și îl răzbună aducând mânia lui asupra celui ce face răul. Prin urmare, trebuie să vă supuneți nu numai din cauza mâniei pedepsei, ci și datorită conștiinței voastre. De aceea plătiți și dările, căci conducătorii sunt slujitori ai lui Dumnezeu, stăruind în această slujire. Dați tuturor ceea ce le datorați, fie dări, fie vamă, fie teamă, fie cinste, fiecăruia ce îi se cuvine. Nimănui să nu-i fiți datori cu nimic, doar cu iubire unul față de altul, fiindcă cel care îl iubește pe celălalt a împlinit legea. Pentru că poruncile să nu te desfrânezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești și orice altă poruncă este cuprinsă în acest cuvânt, adică să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea nu-i face rău aproapelui. Prin urmare, iubirea este împlinirea legii. Și aceasta întrucât cunoașteți timpul, că este deja vremea să vă treziți din somn, fiindcă acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credința. Noaptea este pe sfârșite. S-a apropiat ziua. Să lepădăm faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim cuvincios ca ziua, nu în ospețe și beții, nu în desfrânări și fapte de rușine, nu în ceartă și invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și să nu faceți din grija pentru trup prilej pentru pofte.